Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Dorina Gherganov și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Telejurnalului pe TVR Moldova. Săptămâna aceasta am marcat Ziua Mondială a Refugiaților, a oamenilor care, sub amenințările conflictelor și violențelor, și-au părăsit patria și au fost nevoiți să-și înceapă viața de la zero într-o altă țară. De o astfel de soartă a avut parte și Walid Shmaia, cetățean din Irak și stabilit în Republica Moldova. Istoria sa vă invit să o aflăm împreună chiar de la el. Walid, salam aleikum! Aleikum salam, bună ziua! Bună ziua! Aveți o istorie, cred că foarte interesantă și cu foarte multe detalii. Vă invit să ne povestiți și nouă prin ce ați fost nevoiți să treceți dumneavoastră și familia dumneavoastră. De câți ani sunteți în Republica Moldova? Eu de 15 ani sunt aici în Moldova. Țineți minte prima zi când ați venit? Sigur, pe 9 decembrie 2002 am ajuns la ora 4 aici în Moldova. Dimineața? Nu, 4 seara, adică după masă. De unde a început? Cum ați hotărât să veniți în Republica Moldova și care au fost motivele care v-au făcut? Înțelegeți că la noi viață, noi suntem din Irak, adică avem permanent războaiele, merge la noi în țară și, cum spun, nu avem posibilitatea, adică să trăim viață bună. În liniște. Da, în liniște și în pace. Nu avem noi, că, adică eram tineri când am venit, acum... Că orice tiner vrea să înțeleagă viață, să mai distrează, să mai așa, dar noi în țara noastră nu avem numai războaiele și de atât că am hotărât în 99 am părăsit Irakul, am fost în Iordania, am trăit acolo 3 ani, dar oricum tot a fost greu cu viza de reședință, cu documentele, tot la mine a fost greu și într-o zi m-am hotărât aici, am găsit-o, adică am putut să deschid viză în Republica Moldova și v-am spus că am ajuns în Moldova în decembrie 2002, 9 Dar decembrie. Dar știați de Republica Moldova? De unde știați de această țară? Acolo am avut niște prieteni din Iordania și unul învăța aici în Republica Moldova. Și chiar am întâlnit cu fratele lui și am aflat despre Moldova și am scos prin computer harta și am văzut Moldova. Și m-am hotărât să vin aici și am venit aici și deja am început altă viață din nou. Și mi-a plăcut aici Moldova și moldoveni sunt oameni, cum spune, prietenoși, adică se prietenesc, deschis la inimă. Și de atât că mi-a plăcut foarte tare Moldova și am hotărât să trăiesc mai departe viața mea aici în Moldova. Adică ați venit mai întâi într-o perioadă mai de probă, da? Și ulterior ați hotărât să vă stabiliți. Nu, de probă. Oricum e greu. La mine a fost greu și am început, am vrut să părăsesc țara, să vând la orice țară. Dar când am venit aici în Moldova și încă nu știam despre Moldova, dar când am trăit cu... am văzut moldoveni și am avut niște prieteni așa și am înțeles că este țara mea. Frumos. Ați venit singur sau cu familia? Singur am venit, da. Și aici v-ați întemeiat o familie. Da, am făcut o familie și mulțumim lui Dumnezeu și mi-a dat așa o femeie foarte bună. Soția dumneavoastră este moldoveană. Da, moldoveană. Cum ați făcut cunoștință? Noi am făcut cunoștință într-o zi din naștere, lui un prieten de meu și el lucrează la centru comercial. Și avea, adică, colegii lui, multe fete și era cu prietena, soția mea a fost prietena la o fată lucrează acolo cu dinșii și m-am înțeles cu dânsa. Ne-am făcut cunoștință și am văzut-o deodată, a doua zi când am vorbit cu dânsa, am înțeles că asta e soția mea. Și într-o lună noi eram căsătorit. Foarte frumos. Da. Dânsa nu a primit islamul, nu? Este nu, creștină. Ea nu a primit islamul, dar uitați-vă, asta e noi problema. Cum spun, multă religie, dar singur Dumnezeu. Noi tot, eu mă rog la Dumnezeu și ea se roagă la Dumnezeu, adică nu-i problemă. Frumos. Și nunta ați făcut-o în stil moldovenesc? Da, noi am făcut nunta în stil moldovenesc, într-o sală și am jucat.
Pe cine ați lăsat acolo, în Bagdad? În Bagdad este mama mea, o soră și doi frate acolo rămas. Ei mai locuiesc acolo? Ei deja sunt la pensie, frații mei. Eu sunt cel mai mic în familia mea. Și au ieșit la pensie, dar acolo că am bătrâni, așa, trăiesc pur și simplu. Nu v-ați gândit niciodată să vă aduceți familia aici, în Moldova? E cam până cum viață, cum spun, situația e tot grea acolo și eu nu vreau, adică, în principal noi vorbim cu dânsul prin Viber, prin asta și le vezi, vedem și vorbim, atât, acolo e greu. Cum vă amintiți patria dumneavoastră? Ce momente? Momentele, cum spune, eu așa mai amintesc o leacă când în anul 91, așa a fost, pentru că eu eram tiner, aveam vreo 23 de ani, așa ceva. Mai am făcut, adică, cum să mai împlata cu prieteni, cu așa, m-am distrat alea, puțin timp numai, altă nu mă aduc minte nimic la asta, numai greu, peste greu a fost. Cum, în ce măsură ați putut să vă integrați din punct de vedere efectiv al procedurii de integrare a migrantului, da? Acte, v-a ajutat cineva, ați apelat la biroul pentru refugiați? Da, eu aici în Moldova am avut o mică problemă aici din cauza ceva s-a întâmplat cu mine și în martie 2003 m-am adresat la direcția principală pentru refugiat și am pus cerere că devind solicitant de azil și după ce am făcut interviu, așa, știi cum la noi situația în Irak deschisă, toată lumea știu ce este, ce înseamnă Irakul. Și am primit documente. Ați fost acceptat? Da, am fost acceptat și am primit documente și în 2004, m-am gândit cum să merg mai departe, cum să trăiesc, adică stau aici și am fost la școala de profesie, Insula Speranțelor, care e la Bucan, acolo, și am făcut curs de 6 luni de frizer. Da, și deodată când am terminat, am început să lucrez. Și până acum sunt frizer, lucrez. În ce limbă ați studiat la cursuri? În română. Limba română. Da, cum ați învățat limba? Nu. Eu foarte ușor am învățat limba română. Eu în două luni am învățat. Când am dat cerere de azil, deodată am început să iau, ei ne dau curs de limba română. Și deodată eu învăț la curs și la școală. Asta e, în două luni am început să vorbesc. Foarte frumos. Da. Din moment ce avem cetățeni în Republica Moldova care trăiesc o viață și nu știu limba română. Asta e noi, că ei nu vor. Cine vrea, cum spune, cine caută găsește sau nu există, nu pot, dar există, nu vreau. Cu siguranță. Da. Și acum în familia dumneavoastră, în ce limbă vorbiți? Câte limbi se vorbesc în familia dumneavoastră cu soția și cu fetița? Eu cu fetița mea vorbim limba arabă. Da, fetița cu mama vorbește limba română și mai știm limba engleză și limba rusă. Foarte frumos. Da, patru limbi. Și fetița cum? De unde a învățat limba arabă? Adică doar din comunicarea cu dumneavoastră sau are posibilitatea să studieze? Nu, e cu mine, numai cu mine. De când s-a născut, eu cu dânsa numai limba arabă vorbesc. Și el luat de mică, a luat și de la mamsa și de la tata. Frumos! Da. Știu că biroul pentru refugiați din Chișinău are tot felul de activități pentru persoanele refugiate în Republica Moldova. Fetița dumneavoastră este implicată în anumite activități? Sigur, sigur. Fiecare sărbătoare, fiecare ocazie ne sună pe noi și mai faci dans arabesc, poziile și multe, multe activități. Mai ales la mine fetița are multe talente. Care? Cu dans, cu pictură, cu gimnastică, da. Frumos. Multe. Ce clasă este? Ce vârstă are fetița? A trecut la clasa 3.
acum. Să fii da. Sănătoasă! Mulțumesc frumos! Am rămas la etapa când ați spus că ați făcut cursuri de frizier și ați continuat să mergeți da, pe, să practicați această meserie. Uh-huh. Acum suntem în salonul dumneavoastră. Da. Cum ați ajuns, care a fost calea de a fi angajat, presupun că și până să vă deschideți salonul dumneavoastră? Asta-i dorințele oricine, oricine când lucrează, are profesie, orice om, adică nu numai eu, dorința lui să aibă adică afacerile lui. Mm-hmm. Da. Eu am lucrat, știți cum, și la procent, și am luat locul de frizer în arendă, câte puțin și știți cum mai strângem ulea capan și mai cheltuim banii, nu știu ce așa și pe urmă am ajuns la o... Eu tot la mine vârstă, dar nu mai să lucrez la cineva, știți cum e, deja sunt mare, am 46 de ani. Mulțumesc. Și trebuie, și m-am hotărât anul ăsta, când la început anul am deschis salonul, încă nu e gata, nu zic că salonul 100%, dar mai fac încă reparații, mai am pe afară. Așa am hotărât, am căutat și am găsit un loc în arendă și am luat, dar era un loc, era părăsit, nu știu ce, și am început să fac cu niște prieteni, cu oameni așa și m-a ajutat. Și noi am făcut chiar așa, cu mâna am lucrat și noi am făcut acum, cum vedeți. Câte de câte, dar... Cine sunt clienții dumneavoastră? Poftim? Cine sunt clienții dumneavoastră? Adică aveți clienți... care i-ați făcut parcursul anilor? Sau? Da, am clienți moldoveni, arabi și mulți nații aveți. Mai ales studenți aici din Africa, din India, din unde? Au frizerul lor. Da. Am multe clienți aici. Și în general, cum este comunicarea dintre dumneavoastră și localnici? Adică cum v-au primit localnici? Aici, cu Moldova, e foarte, foarte bine de prietenit. Uh-huh. Moldovenii foarte bun, deschis la inimă, cum am spus, și nu, niciodată n-am avut o problemă, că eu sunt străin și adică cu moldoveni, nu, deloc. Uh-huh. Ei mă stimează pe mine. Am mulți prieteni moldoveni, măcar așa după lucru ies cu dânsii la o cafea, la... Uh-huh. E foarte bine, mă comun cu Cum se par tradițiile din Moldova? Pentru că... Îmi place foarte tare, da. Care... Aici toată lumea este cu mătru, este... Da, am cu mătre, am nanașe și foarte bine. Știți cum tradiție la... aici la dumneavoastră la... în Moldova? Mai are câteva lucruri la mai seamănă cu noi, știți cum, de tătă că noi acceptăm chestia asta foarte repede. Uh-huh. Mai bine decât în alte țări. În alte țări nici nu mă gândesc, adică nu mă gândesc să mă trăiesc în altă țară decât nu. Moldova e țara mea. Chiar dacă este, nu este cea mai bogată țară? Sau... Nu, uitați-vă, noi pe cine am trecut, poate voi nu știți, noi pe cine am trecut, războaile, problemele, nu știți, nu vrem bogăție. Uh-huh. Vrem liniște și pace. Și de atât că eu acum chiar când vorbesc cu părinții mei, spune, te rog frumos, adică noi nu vrem, ei, chiar cu sora mea spune că nu vrem bani. Luați tot banii, nu mă dați pace. Deci dormim liniștiți. Ei nu pot să dorm liniștiți. Asta e cel mai mare bogăție asta, decât banii. Care probabil dorm... trebuie să o înțeleagă și cei de aici. Da, pur și simplu, poate aici voi și doamnă frăși, nu doresc aici problema, așa. Adică n-ați trecut pe asta, poate de mulți ani în urmă voi ați trecut pe chestia asta de tinerețe. Acum nu se leg, spune că e țara noi bogată, nu știu ce, vrem să-mi ducem în altă țară. Da, oricum iau dreptate, adică dreptul lui oricine om vrea să trăiască bine. Dar cum, cumpărare cu mine, eu altfel mă gândesc, nu, eu mai bine... Familia mea lângă mine, soție, copilul, duminica am zi liberă, îmi ducem, mâncăm undeva, asta e cea mai mare bogăție la mine. Apropo, aveți anumite hobby-uri, anumite activități care vă place să le practicați aici? În timpul liber, ce faceți?
Eu în timpul liber, chiar așa, cu fetițe, cu bicicletele, îmi place tare, îmi plimbăm. Mamica, dacă are timp să meargă cu noi, ne ducem undeva să mâncăm, asta e legea la noi, duminică, pentru că eu fiecare zi, toată ziua, cam, să zic, nu e departe de familie, eu ies dimineața, ies, vin seara, și fetița la școală și mama e acasă, adică nu întâlnim așa puțin timp, dar duminică dimineața până seara noi suntem împreună, ne lăsăm toate lucrurile, toate treburile, numai pentru familie. Este o zi dedicată exclusiv familiei. Da, ieșim dimineața, ne trezim, mâncăm, stăm, vorbim, nu știu, și pe urmă ieșim, ne ducem la plimbare, sau la cumpărături, așa, și pe urmă la parc, cu bicicletele, și pe urmă la restaurant. Cum au fost primele ierni? Iarna aici e frig. M-am bolnăvit prima iarnă, când, eu țin minte, în 2005, când a fost minus 30 ceva, am fost la spital și m-am... Dar pe urmă m-am deprins. Cum v-ați adaptat organismul? Acum mi place iarna mai mult decât vara. Pentru că vara am alergie de la căldură, de la asta e vara. Și mai bine iarna pentru mine. Îmi place tare. Sărbătorile de iarnă le sărbătoriți? Sigur, sigur. Noi toate sărbătoarele le sărbătoarele. Pentru musulmani și pentru creștini. Și atunci când mai lucrați? Da. Nu, găsim pentru lucruri. Fiecare are locul lui, adică sărbătoare și oricum sărbătoarele nu este de lucru, pentru că toate nu se sărbătoresc. Asta e clar lucru. Acum, pentru musulmani, acum câteva zile în urmă a fost sărbătoare. La noi câte 3 zile sărbătoare, de o zi m-am sărbătorit. Și tot așa, cu familie. Asta la mine, sărbătoare, principal, când familia e alături, asta înseamnă sărbătoare. Exact. Soția dumneavoastră este angajată? Are activitate? Pentru dânsa lucrează, tot afacerea ei are. Lucrează pentru dânsa, că tot are, adică, talent foarte bun cu unghie, alungire și preda cursuri. Adică tot în domeniul frumuseții lucrează. Da, noi suntem e ceva așa, ce vă unește. Da. Și fetița cum s-a integrat la școală? Adică îmi dau seama că este născut aici, presupun că este de religie musulmană, da? Ei, musulmană și creștină. Și creștină și musulmană. Da. Foarte bine. Atunci cu siguranță nu are probleme de integrare. Nu, avem noi din chestia asta, noi am înțeles, adică nu avem probleme cu chestia asta, cu religie, pentru că v-am spus că noi tot rugăm pentru Dumnezeu. Da. Aveți comunități cu care vă întâlniți, comunități anume a migranților din alte state? Că presupun că nu sunteți singurul care a venit din Irak sau din alte țări. Da, ne întâlnim. Avem, cum vin sărbătoarele pentru refugiați, avem case de caritate și ne invită la orice ocazie, sărbătoare, ceva așa. Ne întâlnim tot mulți din Siria, din Yemen, și mulți țări sunt acolo. Ne întâlnim câteva ore pe an. Aveți aici un loc unde aveți posibilitatea să vă faceți rugăciunea? Da, este. Este la pe Sculanca, este Adică nu sunteți îngrădiți nici din acest punct de vedere? Nu e problemă. Noi, principal, vineri este rugăciunea, cum dumneavoastră este duminică. Vineri la ora 2:30, întocim așa, jumătate oră nu rugăm și nu venim acasă, la lucru. Eu vreau să ne întoarcem iarăși acum 15 ani în urmă. La modul practic, cum ați venit, cu ce ați venit, care au fost primele impresii și cum ați înțeles că, de fapt, asta este țara în care vreți să locuiți? Am ajuns aici când am venit în Moldova, primele zile, eu nu știți cum, că nu știu limbă și nu știu drumurile, nu înțeleg nimic, eu deodată am făcut cunoștință cu doi băieți din Sudan, Africa.
Unul a murit, Dumnezeu să-l ierte, și cu dinși am dus și la prietenii lor și eu fac cunoștință cu dinși și pe urmă câteva zile și pe urmă am dat cerere pentru refugiații. Tot am știut, dăm drumul unde să mă duc la Biocan, la Casa de Caritate. Acolo se adună multe refugiați. Da. Și de acolo am început că cum să mă duc în centru, cum la Biocan, cum asta și cu rutierele, cum am să les banii, cum să fac o leu, 2 lei, 10 lei. Am înțeles, am învățat câte o leacă, așa, puțin, puțin am învățat. Când am început să-mi place Moldova, să vreau să lucrez în Moldova, când am intrat la școala de profesie, pentru că acolo grupă, numai moldovin, cu grupă și interesant când să interacționez, da. Da, cu asta, mai ales când eu așa abia început să vorbesc limba așa și la examen am luat prima notă, adică cel mai mare notă de la grupa mea și mi-a dat curaj, știți cum, să mai vorbesc, să mai înveț. Și chiar după ce am terminat 6 luni, am terminat în noiembrie 2004, deodată am început să lucrez. Am găsit frizerie și la Biocan. Am lucrat și deodată am acceptat că și am făcut nu, a fost deranjat de faptul că... Nu, adică numai prima zi am la practică și m-a văzut stăpână, m-a văzut cum lucrez, sus, gata, tu rămân cu noi. Din contră, el adinși a fost foarte interesant că un străin să lucrează cu adinși. Nu a fost adică ceva, că e ceva din, cum spune, exterminare negativ. Sau negativ din partea mea, nu. A fost interesant și aveam frizerie mare atunci, vreo 10 meșteri și tot așa apropiau la mine și tot vor să știu și cum la mine, cum tradiția noastră, cum țara mea, cum așa. A fost lor foarte interesant. Mi-a făcut cu dinși prieteni foarte, foarte bun. Și până acum, adică ne vorbim la telefon așa și întreb ce mai faceți, așa. Știți cum fiecare... unul pstăhtare, altul lucrează aici, așa, dar mai așa, câteva oameni eu vorbesc cu dinși până acum. Au trecut 15 ani de când ați plecat din Bagdad, dar cu siguranță v-au rămas și momente frumoase de care vă aduceți aminte. Sigur, care sigur. Care ar fi ele? E momentele frumoase când știți cum... La sărbătoarele, când ești acasă, casă părintească, cum aici la Paște, când ne ducem la el, soacra mea tot a murit, Dumnezeu să ierte, cum înainte, noi dimineața ne ducem la soacra mea și o pupăm mâna și spunem să fie de bine cu nașterea Domnului. Asta e momente, tot așa, când noi în casă părintească vine frații, sorori, toți cu copii, așa, cu gălăgie mare, facem masă, da, stăm. Da, da, știu că în familiile musulmane sunt foarte apropiate. Da, 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 noi în casă părintească, așa, și chiar punem masă jos și tot. Asta e că momentele frumoase care îmi aduc și minte de dânsa în tot timpul. Adică întrunirile de familie sunt la fel de plăcute în oricare țară și probabil cu ori. Sigur, sigur. Asta e la fiecare țară. Și de atât că eu spun, tradițiile aici în Moldova cam o leacă aproape la noi, așa, cum tot așa, la sărbătoare, tot. Cred că în altă țară nu găsim chestia asta. Fiecare se gândesc numai la dânsul și se gândesc la viața lui. Dar aici nu, aici e... Moldoveni am văzut că ține unul la altul, frate, soră, se ducă la mama și la tată. Adică nu pierd aceste legături de familie. Așa, așa. Într-adevăr. Ce planuri aveți pe viitor? Cum vedeți viitorul fetiței dumneavoastră? Cum vă vedeți viața de mai departe? Eu, pur și simplu, ved să fie bine. Așa eu văd, crede-mă. Moldova e, cum noi suntem așa alături unul de altul, ținem unul la altul,
Și acum văd că moldoveni tot, fiecare se gândesc la țara lui, adică Moldova, vor să fie Moldova mai bine, oricum credem să fie mai bine. În două cuvinte, câteva sfaturi pentru cei care și-ar dori să vină la noi în țară, în calitate de refugiat sau poate în vizită. Ce trebuie să știi despre această țară? Eu vreau să spun lor că Moldova e frumoasă. Moldovenii sunt buni. Când vine cineva, principal să respect lege, să nu facă probleme. Pentru că știți cum noi, serios, când aud cineva străin făcut o problemă, chiar mi-e roșine. Pentru că noi am venit țara asta din cauza, din nevoie. Noi, adică în țara noastră, noi n-am simțit că noi suntem așa de liber decât aici în Moldova. Cum spune? Eu spun că Moldova, cu un prieten, mi-a cuprins cu brațele lui, că mi-a dat liniște și pace să trăiesc aici mai bine, să nu fac probleme. Aici cine vrea să facă afacere, lucrul este numai să vrei, dorințe, da, numai să vrei. Walid, îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai oferit-o, povestindu-ne istoria ta. Îți urez succes ție și familiei tale. Mulțumesc dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Interviurile Telejurnalului. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi sufletului. La revedere!